Buzăul are potențial turistic, însă, din păcate, este nevalorificat. Lipsa căilor de acces, obiective turistice neîntreținute și descoperiri arheologice neîngrijite. Sunt câteva dintre concluziile la care au ajuns astăzi participanții la dezbaterea Călător printre Comorile Istriței, eveniment organizat astăzi de reprezentanții grupului de acțiune locală Drumul Vinului. În plus, dezinteresul Consiliului Județean pentru reabilitarea și valorificarea acestor puncte turistice au condus la degradarea lor, s-a mai punctat în dezbaterea de azi. Reprezentanții grupului de acțiune locală Drumul Vinului, alături de experți în istorie și arheologie, dar și reprezentanții primăriilor din zonă, s-au întâlnit astăzi în cadrul dezbaterii Călător printre Comorile Istriței. Avem organizată o dezbatere în legătură cu principalele oportunități ale zonei, reprezentate de piatra din zonă, ducându-ne până la partea de arheologie, știind fiind faptul că în această zonă au fost descoperite, este descoperit de fapt cel mai mare tezaur al României, cloșca cu pui de aur, există termeni romane, există destule vestigii arheologice în teritoriu, care pot fi puse în valoare în sensul promovării zonei pentru partea de turism. Timp de aproape 3 ore, invitații au trecut în revistă potențialul turistic al zonei, dar și problemele care împiedică valorificarea tuturor acestor comori arheologice descoperite în județul Buzău. În plus, multe dintre descoperirile făcute nu sunt întreținute sau valorificate la adevărata lor valoare. Pe de altă parte, accesul pentru turiști interesați să le viziteze este aproape imposibil din cauza drumurilor inaccesibile. Mai avem și Crucea Manafului, despre care s-a amintit. Accesul e destul de ușor, deci nu... Problema care este că nimeni nu s-a gândit să renoveze această cruce, să o restaureze. Păcat de ea, se poate restaura, nu costă foarte mult, trebuie două elemente care au fost furate. Aceasta este, da. Plus că stă în bălărie acolo. Eu nu pot să mă duc acolo să tai cu păsitoarea bălăriei de la crucea Manapului. Doar așa să... Marea noastră durere, în ghilimele, se referă la faptul că locul unde s-a descoperit tezaurul cu jacul pui de aur nu este amenajat absolut deloc. Afară de un zid de piatră cu o placă de marmură de 50 cu 40 sau cât este acolo, nu este nimic altceva. Am încercat să sensibilizăm pe unde am putut ca să facem ceva acolo, ceva să fie un punct de atracție, pentru că foarte mulți vin și întreabă: omule, cum s-a descoperit tezaurul ăla? Și, cu părere de rău, vă spun că nici drumul nu este accesibil. Iar acolo, afară de ce spuneam, acel zid cu această placă de marmură, nu este nimic altceva. Problema lipsei căilor de acces către obiectivele turistice, în ciuda unei cereri foarte mari din partea turiștilor, a fost ridicată și de primarul comunei Năieni, zonă foarte bogată în descoperiri arheologice din piatră. Ar trebui o implicare mai mare, mai ales din partea celor de la birou de turism care există la județul nostru, încât ei să vină mai des pe la noi prin zonă, să discute cu noi, să ne vadă problemele. Până la această oră la mine n-a venit nimeni care să mă întrebe: domnul primar, cu ce vă confruntați în acea zonă? Una dintre marile probleme care le am, și sper că anul acesta să fiu ajutat, e vorba de drumul care duce de la șoseaua națională până la aceste obiective turistice. Sunt mulți turiști care vin din întreaga lume, vin grămadă să vadă această zonă. Biserica dintr-o piatră, grotele preistorice care sunt la noi, tabăra de sculptură, mormintele tracice, fiindcă eu am făcut multă vâlvă pe internet și au început să vină. Ei vin, dar când au de drumul acesta rupt, vin pentru... o dată vin, dar a doua oară nu mai vin. Cu toate acestea, Buzăul se numără printre puținele zone din țară unde încă se păstrează tradiția cioplitului în piatră. De exemplu, la Năieni există chiar și o tabără de sculptură în piatră, iar aici a început amenajarea unui sat dacic. Piatra este, și mai ales crucile de piatră, crucierii, comerțul cu piatră din spațiul ăsta al dealului Istrița, a fost încă din secolul de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, ca să spunem așa, el începe exploatarea organizată a pietrei de Istrița, care are și niște caracteristici și calități deosebite. Această exploatare a pietrei, deci, va reprezenta un, sper să reprezinte ceva, o particularitate deosebită. Pietroasele mai are și acum elemente care
continuă tradiția cioplitului pietrei. Ceea ce vedeți, toate imaginile acestea, sunt din curtea unui meșter local actual, Gogu Lumoacă, care cioplește pentru el. Cu mare greutate, dacă cineva va vrea să cumpere ceva de la el și cineva vrea să cumpere, cu foarte mare greutate se desparte de vreunul din obiectele acestea, în care vedeți, de la călărețul medieval, aici sunt o serie întreagă de personaje, animale, păsări, vulturul este foarte prezent, o serie întreagă de chipuri și personaje, o serie de alte. Asta este o zeitate, începutul casei. Neavând unde să cazăm copiii și trebuia să-i deplasăm în fiecare vară la Sărata Monteoru sau în Căminul de Bătrân de la noi, dacă mai erau locuri, m-am gândit să le facem o cazare mai rustică, mai ieșită din comun, încât să le placă și copiilor și să fie și utilă. Și am făcut aceste bordee, i-am zis noi satul dacic de la Năieni, vor fi niște bordee în pământ, cu lucrate din piatră, acoperite cu pământ, niște foișoare cu șindrilă, cu stuf, folosim mai mult materiale din astea de ale zonei. Și aici cazăm copiii care vor fi îmbrăcați în daci în timp ce lucrează la statui. Printre concluziile formulate de participanții la dezbaterea Călător printre comorile Istriței a fost și faptul că o parte dintre aceste probleme își pot găsi rezolvare și prin intermediul fondurilor europene puse la bătaie în cadrul grupului de acțiune locală Drumul Vinului. Pentru asta trebuie însă proiecte foarte bine scrise, dar și asigurarea unei cofinanțări, o problemă de care se lovesc multe dintre autoritățile locale. Până în prezent, Drumul Vinului a finanțat proiecte pentru dezvoltarea turismului din zonă în valoare totală de 700.000 de euro. Gal Drumul Vinului cuprinde comunele Breaza, Costești, Gherăsen, Năieni, Merei, Pietroasele, Săhăteni, Stâlpu, Ulmeni, Verneș și Gura Vadului din județul Prahova, teritoriu cu o populație de peste 44.000 de locuitori.